Vă binecuvântez în numele Lui Iisus Hristos, surorile mele dragi și scumpe. Să fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos în tot ceea ce face să se vadă mâna Domnului peste voi, peste familiile voastre, peste copiii voștri, peste familiile voastre. În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, Haleluia, vă binecuvântez. Mi s-a născut astăzi de dimineață de când m-am sculat un mesaj pentru toate surorile pentru familiile voastre, toate sororile care încă, poate încă care abia vreți să vă căsătoriți, care sunteți căsătorite de mulți ani. Am meditat azi la niște lucruri și m-am uitat la o familie, la alta. Au făcut așa Dumnezeu că am fost prin multe părți și am văzut multe lucruri. Și vreau să spun că eu personal am făcut foarte multe greșeli în familia mea, în viața mea. De aceea sunt calificată să vorbesc despre unele lucruri foarte importante. Pentru că omul care nu greșește nu poate să învețe. Așa suntem noi oamenii, noi greșim. Dar slăvit să fie Domnul trebuie de învățat din greșelile noastre și a altora. Și să avem urechi de auzit. Cine vrea să fie mai înțelept? Cine vrea să aibă copii binecuvântați, căsătorie binecuvântată? Este cu putință, dar pentru aceasta este nevoie de multă jertfire, multă dăruire, multă dragoste, multă iertare, multă răbdare, multă înțelegere, este nevoie de înțelepciunea duhovnicească a lui Dumnezeu. Deci întrebarea se pune ce să fac să am o familie fericită. Familie fericită poate ți se pare dintr-o parte când te uiți. oh, dacă aș avea eu așa familie. Te uiți dincolo și zici, oh, ai e stai bărbat. Ori te uiți tu ca bărbat la nevasta alta și zici, oh, asta e nevasta dar nu știi și nici prin minte nu-ți trece ce se petrece în familia cu tare sau în familia cu tare. Dintr-o parte, toți poate să pună o mască frumoasă și iubitule și iubita, dar în familie e dezastru. Și cum știm că e dezastru? Pentru că clar se vede că divorțul e la cel mai înalt nivel între creștini. Ce se întâmplă? Sororile mele dragi, ce se întâmplă? De ce? Se pune întrebarea încă alta. Cât de tare, cât de mult tu vrei ca familia ta să se țină împreună, credincioasă, în dragoste, în ascultare de Domnul. Cât de tare vrei? Această întrebare trebuie să mi-o pun eu și tu. Cât de tare vrei ca copiii tăi crescând în casa ta să vadă o lumină? Noi ducem la biserică, noi ducem la binecuvântare, dar ce văd Copiii noștri în casa noastră, asta îi zidește pe ei. Asta îi crește pe ei. Viitoare mame, viitori soți, tate, tați, mame, soții. Surorile mele dragi, e dezastru în familiile creștinilor, e dezastru. Vreau să zic un lucru foarte important pentru toate surorile. Dumnezeu a lăsat o lege pământească, firească, o lege pământească în care o familie trebuie să funcționeze. Este clar că unile soții abuză. Și soți. Bărbații sunt care abuză statutul lor în familie, de capul familiei sunt care abuză. Și soțiile la fel manipulează ca să se facă așa cum vor ele, manipulează cu soților. Am văzut clar în multe familii, când Dumnezeu a zis în Biblie, că bărbatul este capul familiei. Și am văzut chiar când bărbații eu unele greș, uh, greșite uh, uh, decizii într-o familie. Și totuși unde bărbatul este respectat. Respectul este, nu este ceva ce altă persoană îi se cuvine. Respectul este cine ești tu. Cum respecti tu capul familiei tale? Așa va respecta copiii tăi pe tine și pe tata lor. Am văzut și pot să vă spun cu toată inima că fiecare familie unde soția își ia locul de capul familiei. Unde soția își ia locul de capul familiei. E dezastru și această familie nu este, n-a fost și nu va fi niciodată fericită. Niciodată. Nu va fi. Uitați-vă cu băgare de seamă. În fiecare familie. Creștini. Femeile care se duc la biserică toată viața lor. Care au crescut în familii creștine. Nu știu să-și respecte capul familiei lor, soții lor, tata copiilor. Nu știu. Am văzut, am auzit cu urechile mele, cum soțiile, creștine, creștine, care se duc și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care vorbesc în limbi sau nu, nu asta are importanță. Se duc acasă și numesc pe soții lor proști, nebuni. Față de copiilor. Cum credeți voi că această familie poate să fie fericită când soția crede că ea e cea mai deșteaptă? Nimeni nu poate să-i închidă gura. Ce văd copiii tăi în casa ta? Ce să dești? Aia vă răsări. Sunt un să amăgească nimeni, domnul nu se lasă jocurit. Dumnezeu a lăsat o lege pământească. Ce faci? aia ți primești. De multe ori facem binele și ne suntem răsplătiți cu rău. Asta e altceva. Asta e altceva. Dar în familia ta, ce ai făcut, aia vei primi. Dacă tu ca soție nu știi să-ți respecti soțul tău, tata copiilor, chiar dacă tu vezi că el nu înțelege lucrurile așa cum tu vrei, dacă chiar soțul tău nu e așa de deștept harnic, nu știu cum, ca alții, nu-ți aduce cu carul acasă, bogății și averi și nu știu ce, și casă cu trei etaje și trei mașini în fața garajului. Oare ce este bine binecuvântarea adevărată? Vă încurajez ca soții, Domnul ne-a făcut ajutor. Multe soții de frică să nu fie Abuzate de către soți, că el e cap și el are dreptul? Nu. Nici de cum. Abuzul, când cineva uh, uh, dictează, manipulează, abuzează cu statutul lor, e un lucru drăcesc, nu e Dumnezeu. Dumnezeu l-a lăsat pe bărbați pe pământ cu un altă gândire, altă mentalitate ca femeile. Femeile au altă mentalitate, altă judecată, o altă putere. Și amândouă puteri sunt la același nivel de important. Dar când o putere vrea să o înghită pe altă putere, ca numai să fie numai cum el vrea sau numai cum e vrea, această familie nu va fi niciodată fericită. surorile mele dragi, nu abuzați faptul că ai o gură mare și nu ți-o poate închide nimeni. Va veni ziua în care vei plânge pentru gura ta mare. Va veni o zi în care îți vei mușca coatele. Că n-ai tăcut, că nu trebuie să taci. Și n-ai vorbit, că nu trebuie să vorbești. Ai înjurat, ai strigat, ai țipat la soțul tău că e un prost față de copiii tăi, vei plăti amar. Și Dumnezeu ne spune mie și ție să ne pocăim pentru orice neascultare, orice răzvrătire. Este o răciune în fața lui Dumnezeu, unde femeia și are responsabilitatea de soț în casă. Este o altă treabă când soțul e un bețiv, este altă treabă când soțul e un drogat, tu trebuie să-ți iei responsabilitatea de mamă și de tată, de soț, de soție. În casă, trebuie. Nu ai încotro. Și totuși, cât de bețiv n-aveți soțul tău sau drogat, tu, totuși, nu trebuie niciodată să spui niciun cuvânt rău împotriva lui. Niciodată să nu-l blestem, să-l înjuri, să-l faci prost, nenorocitule, blestematului. Luați seama ce iese pe gura voastră, că copilașii voștri cresc. Și cuvântul nostru are putere. Are! Că e un cuvânt rău sau un cuvânt bun. Are putere mare cuvântele noastre, mare. Dragi mame, dragi soții, chiar dacă nu e așa cum vrei tu, cum trebuie să fie, cum crezi tu că trebuie să fie, du în fața altarului lui Dumnezeu. Adă cererile tale cu mulțumire și crede. Crede. Nici o familie unde soția are gură mare, unde înjură, blesteamă și este nemulțumită, nici o familie nu este fericită. Nici una măcar. Nici una, nici una arată o familie, una măcar, în toată lumea, pe toți pe care îi știi tu, unde familia, unde soția și ia rolul peste bărbatul ei. Familie fericită, arată Nu a fost, nu va fi, niciodată nu va fi. Biblia spune clar cu o femeie zidește casa, nu bărbatul. Ce e responsabilitatea au bărbații? Eu nu de asta fac video să vorbesc de bărbați și greșelile lor. Eu vreau să ajut mamele și soția acum cu acest mesaj. Sunt unele lucruri în viața aceasta unde Dumnezeu ne îndoie așa greu, ca pe un fier de greu de îndoiet. Dar mândria noastră ura noastră, necredincioșia, nemulțumirea, trebuie să fie îndoietă cu putere sub mână tare a lui Dumnezeu, călcate în picioare, răstignite, aleluia, odată cu Hristos. Lasă dragostea Mântuitorului să-ți umple inima și viața. Haleluia! Îți doresc să fii o mamă fericită între copiii tăi, o soție binecuvântată, haleluia! Să ajuți pe soțul tău, chiar dacă nu înțelege, nu vede, nu pricepe. Nu e atât de capabil ca alți bărbați. Este soțul tău. Este soțul tău pe care tu l-ai ales. Respectă-l! Iubește-l! Acoperă-l cu dragostea ta, haleluia! Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu va vindeca orice rană. Dumnezeu va vindeca, viu este Domnul. Stai tare pe stâncă. Întărește-te în cuvântul lui Dumnezeu. Cât de tare vrei ca familia ta să nu se despartă? Cât de tare tu te lupți pentru copilașii tăi să crească sănătoși la minte și la suflet, la Duh, plin de Duhul Sfânt, plin de dragoste lui Dumnezeu, cu respect cum trebuie să fie în casă? Dacă nu, veți plânge amar, veți plânge și veți scoate un rod amar care va amără gura și toată viața voastră. Toată viața ta e să rămâi amărâtă. Dacă nu te oprești astăzi, pocăiește-te. Schimbeți gândirea și dorințele inimii. Dumnezeu are un rol pe pământ pentru fiecare. De aceeași importanță. Este foarte important ca soția să fie soție și mamă. Și este foarte important pentru Domnul, pentru o familie pământească fizică, ca soțul să fie soț și tată să fie tată. Și nu să ne luăm urorurile unul la altul, dar amândouă, în unitate, în dragoste, în ascultare de Domnul, în iertare, în răbdare. Aleluia! Să creștem familii sănătoase, căci vremurile sunt grele. Unde în altă parte copiii voștri au să vadă o lumină un adevăr, o staturnicie, o stâncă, o putere, o viață. Unde în altă parte vor lua acest adevăr, dacă nu în casa ta? Haleluia! Vă doresc din toată inima mea, din tot sufletul meu. Eu sunt căsătorită de 9 ani aproape în, în, la toamnă. Și am făcut multă greșeli față de soțul meu și soțul meu față de mine, în familie. Eu am luat decizii greșite fără soț, soțul a luat decizii greșite. Am învățat, am învățat. Trebuie să învățăm de la greșelile noastre și să nu le mai facem. Luați de la greșelile, învățați de la greșelile altora, să nu mai faceți. Domnul vă va ajuta. Este foarte greu să spui, am greșit. Este o smerenie. Este o umilință. Dar este necesară. Să recunoști, am greșit. Și niciodată nu-i prea târziu să începi să faci binele. Dacă până acum ai sădit amărăciune, blesteme, ură și ceartă și dacă până acum ai, ai scos roada aceasta, taie, astăzi taie și începe să sădești lucruri bune folositoare, roditoare, dragoste, iertarea, credincioșia, iertarea, răbdarea, iertarea, răbdarea, iertarea, răbdarea. Lucrează greu pentru casa ta. Acesta este voia lui Dumnezeu. Aleluia. Și într-o zi, după ce tu te-ai oprit să faci răul și ai început să sădești binele, vei culegi, ai să începi să culegi roade bune. Așa face Dumnezeu. Domnul Iisus să vă ajute și pe dumneavoastră și pe mine să avem familie fericite în Domnul Iisus Hristos. Vă binecuvintez în numele Lui Iisus. Amin.